cum îi sigur îi dăm drumul la treabă cu un nou podcast, de data asta pe subiectul motociclete și mers în oraș și nu numai în oraș. Îl avem alături de noi pe domnul profesor, așa îi spun eu, că dacă așa l-am cunoscut pe post de profesor, așa îi zic, domnul profesor Marius Băcilă de la Rider Academy. Ăsta e ce, e club ăsta? Rider Academy este ăsta? Școala mea, școala de perfecționare. Ok. În ale motociclismului. Deci nu școala de perfecționare în a obține permis. Nu. Este școală de șoferi, cum ar veni, sau de moto, de luat permisul, ci pentru cei care au luat deja permisul, să învețe să meargă mai bine, mai tare, dacă vor neapărat, dar nu ne axăm mai mult pe mai bine. Mai bine, mai curat, mai conștient, mai da, tehnic, mai bine. Exact, toate astea. Toate astea. Și mai tehnic, și mai curat, și mai eficient, și mai cum vrei tu, adică să-ți dai seama că se poate merge mai bine decât mergi sau decât ai merge așa fără niciun fel de educație formală, și acest mai bine se traduce și mai safe pe stradă, pentru că mergând mai bine automat poți evita pericolele, da, poți să controlezi motocicleta mai bine, și pe termen lung se traduce și în a te bucura mai bine de motocicletă, pentru că atunci când simți că tu controlezi motocicleta, ai o altă atitudine pe stradă, ești mai relaxat, știi ce urmează, știi că poți să faci față majorității problemelor care pot apărea, și atunci ești chill, te bucuri mai bine, savurezi mai bine drumul, nu ești atât de plin de incertitudini cum ai fi așa ieșit din școala moto și poate chiar și cu câțiva ani și câteva zeci de mii de kilometri la activ, sau poate chiar sute de mii de kilometri, anumite greșeli câteodată observi că le tot faci, observi că în anumite situații, anumite viraje, anumite chestii îți pun probleme, și ca să te vindeci, între ghilimele, de toate chestiile astea, e bine să faci niște cursuri. Eu am multe întrebări și tot îmi trec prin cap, știi, tu când vorbești, eu, mamă, dar unde faceți cursurile, dar cum faceți, dar de ce așa, da, știi, trec prin cap. Că nu le-am scris, am și scrise pe hârtie, dar asta e o discuție liberă și vreau să te întreb, unde țineți aceste cursuri de perfecționare? Păi, în mai multe locuri. În București, avem un poligon undeva la ieșirea către Pitești, lângă autostradă, okay, pe circuitul de la Adâncata, pe Motor Park România. Bun. Și la Târgu Secuiesc, în paducul circuitului, facem un fel de poligon, da, pentru cursul Level 1, și pe circuitul de la Târgu Secuiesc, unde ai fost și tu, da, am fost, da. Facem cursul de viraje. Noroc cu tine, nu știam de circuitul ăla, mi s-a părut din altă lume. Nu? Bă, mi-a plăcut mult de tot, cu hotelul acolo, da, cu terasa aia de lemn, da, cu tot e perfect. Mi s-a părut să-ți faci un weekend acolo, mă, tare rău. Bine, dacă ești pasionat, îți dai seama, oamenii care nu sunt pasionat, da, mă duci la circuit, lasă-mă, mă, frate, du-mă la mall, du-mă la film, du-mă la, nu știu, la terasă, cafenea și așa mai departe. Bun, deci la școală se pot face și cursuri de perfecționare în mersul pe stradă, mersul prudent, mersul corect, tehnic. Și se pot face și cursuri de mers repede pe circuit, că eu de mers mai racing, adică racing. Trebuie să facem, lumea nu prea face în general o distinție clară între cele două, adică una este cum mergi pe stradă, unde mergi cu scopul de a avea o marjă de siguranță cât mai mare, adică tu să folosești cât mai puțin din aderența pe care o ai, ca să-ți rămână cât mai multă marjă în caz de ceva, și dacă ăsta e stilul în care folosești de obicei motocicleta, e bine să vii la cursul pe circuit ca să mergi mai bine pe viraje, dar tot în stilul ăsta safe, eviți cu orice preț să cazi, eviți cu orice preț accidentele și încerci să maximizezi siguranța, nu neapărat viteza. Okay. Partea cealaltă, să zicem reversul medaliei, este mersul racing. Când abordezi deja motociclismul ca pe un sport, nu mai este un hobby, o plimbare, da, plăcută. Scopul tău este să mergi tare, să folosești cât mai mult din aderența disponibilă ca să mergi cât mai tare posibil. Bine, asta evident în pași, în trepte, da, în timp. Nu se poate într-o zi, dar... Dar accepti că s-ar putea să mai cazi, s-ar putea să te mai coste, s-ar putea să pleci foarte obosit de acolo, s-ar putea să fii nevoit să te duci pe la sală, să alergi, da, să te pui într-o formă fizică cel puțin decentă, pentru că e greu fizic să faci sportul ăsta. Este. Și atunci o iei pe calea asta, dar dacă o iei pe calea asta, trebuie să fii conștient că o să te coste ceva, vei fi nevoit să depui destul de mult efort, nu e un sport ușor și nici ieftin. Motorsportul nu e ieftin. Da, în niciun caz. Oamenii trebuie să înțeleagă că aici sunt doar două roți, nu patru. Deci cheltuielile sunt cam la jumătate. Da, e mai ieftin, cu siguranță e mai ieftin clar decât mai mașina. Ieftin decât mult mai ieftin. Mult mai ieftin decât mașina. Dar mult mai scump ca fotbalul. Da, mult mai scump ca fotbalul, unde n-ai nevoie decât de ghete și jampieri și protecții.
în sfârșit. Dar da, treaba cu comerțul pe circuit e relativ nouă la noi. Nu știu cât are adâncata, 8 ani? Să zicem aproape 8 ani. Are 8 ani, dar voi știți foarte bine că atunci când vă gândiți, bă, acum cât timp am făcut eu treaba asta? A, acum 2 ani, dar de fapt au trecut 8. Deci da, probabil că așa a trecut și adâncata pe lângă mulți dintre noi. Și ni se pare, a, ce mă, de 2 ani, mă duc și eu, n-am avut timp, dar o să mă duc, pentru că același lucru îl primesc de la Autocross Arena, în sfârșit, a, o singură dată m-am dat aici, au trecut 10 ani, frate, ce ai făcut în 10 ani de nu te-ai dus să te dai, știi? Dar oamenii nu au chestia asta, nu au cultura asta a mersului la circuit, să te uiți, să dezvolți pasiuni pentru anumiți oameni, să-ți faci, nu știu, niște eroi, să zici, mamă, eu merg, am posibilitatea să-l ating, de ce trebuie să mă uit la televizor să țin cu Rossi, dau un exemplu, când pot să țin cu cine vrei tu, să nu zic nume, că îmi sare lumea în cap, știi? Poți să ții cu un român de-al tău care vine, se dă aici, tu îți faci... Oamenii mai au ceva de învățat din toate lucrurile astea și de mersul la circuit, dar până la mersul la circuit, noi n-am făcut și de-aia mi-am dorit foarte tare să te am în podcast și în materialele info, pentru că noi ne axăm foarte tare pe auto. Adică noi, la Stax, suntem 98% auto. Eu, pentru că am permis de motoretă, am mers și în direcția de moto. Marius vine și el din spate, vrea să-și ia și el și atunci probabil că o să dezvoltăm mai mult lumea asta moto și o să o prezentăm cât putem. Încercăm să prezentăm toate ramurile, dar în general vorbim de mașini și în discuțiile legate de mașini și cu instructori sau oameni care predau condusul defensiv sau condusul rapid sau așa mai departe, încercăm să-i facem pe oameni să conștientizeze că mersul pe stradă este periculos pentru toată lumea din jur, nu numai pentru ceilalți din afara mașinii lui sau a motocicletei, cât și pentru el, cât și pentru oamenii de pe trotuar, cât și pentru oameni din familia lui. Și atunci toate lucrurile astea sunt legate. Nu putem să mergem tare pe stradă, că lasă că eu știu, eu mă dau la circuit, eu sunt bun, eu am fost la cursuri, eu sunt extraordinar, eu pot să merg. Stați liniștiți, e totul sub control. Dacă se pot întâmpla lucruri care nu țin de tine, țin de alți participanți la trafic, care nu te văd, și o să discut de chestia asta cu motoretele, legată de treaba cu motoretele, pentru că, cum să spun eu, nu știu, cum tu ești motociclist mai mult ca sigur ca și mine, te uiți la știri și ai văzut că tot timpul se întâmplă accidente, de multe ori fatale în oraș, cu oameni pe motocicletă. Eu mă uit tot timpul la știrile astea și mă gândesc, bă, oare cu ce viteză venea motociclistul ăsta? Motociclistul, știi? Adică, uite, mi se face pe la găină. Adică, ok, vinovatul accidentului, vinovatul tehnic, nu știu cum să-i spun. Legal. Legal e... Ăla care îmi dă prioritate. E șoferul cu mașina. Dar eu consider că șoferul cu mașina este foarte greu să vadă un punct care e foarte departe și care el zice, am timp. Uite-l pe la unde e, la Ploiești. Da. Dar ăla de la Ploiești până în ușa lui face o secundă, virgulă șapte, știi? Și atunci eu consider că vinovatul moral e motociclistul. Eu când mergeam cu motocicleta tare, inconștient, că aveam o vârstă și eram inconștient, că nu pot să spun altfel, bă, măcar știam, adică știam clar că e din vina mea, nu mai puteam să zic că e din vina cuiva, știi, că nu s-a asigurat sau așa, pentru că mergeam foarte tare. Și atunci, asta aș vrea să discutăm un pic despre ce trebuie să țină cont noi conducători de motocicletă când se urcă pentru primele dăți pe motoretă în oraș, cel puțin. Foarte bine mi-ai ridicat chiar la fileu direct ideea. Capac. Direct capac. Și nu doar noi conducători de motociclete, toți conducătorii de motociclete, indiferent cât de noi sau cât de vechi. Da. Ideea este, cum văd eu lucrurile, după niște ani, după niște ani de cursuri, de a fi instructor și așa mai discutăm departe. Discutăm de cursuri, că e interesant. În momentul în care tu zici, ok, îmi iau permisul, îmi iau echipament, îmi iau motocicletă și ies pe stradă cu ea. Da. Din punctul meu de vedere, e ca și cum ai spune, ok, am luat la cunoștință că e plin de nebuni pe drum, că e plin de oameni care nu se asigură, nu se uită, de grob, de pericole, de neprevăzut. Da. Și nu mă refer doar pentru că e România, și în alte țări. Neprevăzutul e peste tot. În România poate un pic mai mult ca în alte țări, și cu atât mai mult, tu trebuie să fii conștient. Băi, e plin de oameni care nu mă văd, e plin de pericole, de neprevăzut, și eu trebuie să merg astfel încât eu să am grijă de mine, pentru că e clar că nu o să aibă nimeni altcineva grijă de mine. Adică eu nu merg așteptându-mă să mi se dea prioritate. Eu merg ca și cum nimeni nu o să-mi dea prioritate, ca și cum nimeni nu mă vede. Da. Și eu mă păzesc pe mine. Adică cum ar fi eu
cu copii la casă, cu familie, să mă gândesc, bă, ies cu motocicleta, bă, sper ca ceilalți șoferi, ceilalți să participanți de mine, trafic, altfel... să aibă grijă de mine. Păi eu stau la mila lor, la sper că ei sunt atenți și competenți mea. Și da. Că chiar își doresc. Mulți șoferi sunt neatenți, că, nu știu, nu sunt șoferi buni sau poate pur și simplu au acel un moment de neatenție odată la 5 ani. Da. Eu și eu l-am, recunosc toată că sunt un șofer are. Perfect, nimeni nu cred că e un șofer da. Perfect. Toată lumea l-are. Și poate tu vei întâlni în drumul tău către casă, prin oraș, acel un șofer acea care are un moment de neatenție și, nu știu, lasă mașina să curgă pe cedează. Primește un mesaj care îi spune că vin acasă, că te fac frumos. Stai, mă, că, știi, nu mai concentrat la condus. Exact. Și... în momentul ăla, tu trebuie, adică tu trebuie să previi momentul ăla odată prin cum mergi, la modul te uiți, ești foarte conștient de tot ce se întâmplă în jurul tău și mergi cu o viteză care să-ți permită să eviți toate pericolele astea. E eterna chestie, nu știu, de poliție. De poliție mergi care spune că până la, evita la evitarea oricărui pericol. Sună clișeistic și stupid și, da. Nu știu, vechi, învechit, da, dar este foarte adevărat. Adică tu trebuie să mergi astfel încât să poți frâna să adaptezi viteza la condițiile de drum. Da. Adaptezi viteza la condițiile de drum. Și la abilitățile tale. Asta e mai important. Cu mașina e destul de ușor să fii un șofer incompetent. Un șofer foarte nepregătit mașina. Și nu numai că te ajută mașina, dar dacă nu ești și nebun la modul să mergi tare, să forțezi intersecții, să faci nebunii, în principiu vei trăi. Vei enerva pe toată lumea, îți vei buți mașina, o vei juli, asigurări, o să ai prima la RCA foarte mare, la casco, o să ai o viață mai grea decât un șofer bun, dar în principiu nu vei muri. Da? Dacă nu mergi și cu 250, nu faci tâmpenii, doar vei deranja pe toată lumea, că te încadrezi pe stânga când vrei să faci dreapta, că nu te asiguri, că parchezi aiurea, că dai cu mașina în borduri, ți-o julezi pe toate părțile, dar vei trăi. Ei, cu motocicleta nu e chiar așa, nu-ți permiți să fii un motociclist mediocru sau submediocru și te complaci în chestia asta, zici, bă, atâta pot eu, nu aspir la mai mult de atât și mergi așa, las că eu merg încet, asta nu te va salva. Ce te salvează este să conștientizezi, băi, eu controlez chestia asta, depinde de mine cât risc introduc în treaba asta, riscul nu o să fie niciodată zero. Dar până la un punct eu pot să-l controlez, la modul cât de bine mă echipez, cât de atent merg, cât de conștient sunt de abilitățile mele și cât de bine reușesc să merg în limita lor. Adică nu mi-am luat permisul ieri, de-abia asta e a treia motocicletă pe care o văd în viața mea și mă sui pe ea și dau și rup și că vreau să trăiesc senzații, să impresionez pe cineva sau e ce mi-am dorit eu întotdeauna să trăiesc adrenalina asta. Nu, adică poți să faci și așa, dar în niciun caz nu vei fi safe și dacă vei ajunge în situația de nu ți se dă prioritate și te înfigi în mașină, din punctul meu de vedere, exact cum zici tu, e cam vina ta. Și nu mă refer doar că veneai cu viteză, veneai fără să fii conștient de ce se poate întâmpla și fără să fii pregătit să eviți. Și fără să adaptezi viteza la condiții de drum și fără a evita oricare pericol. În principiu, eu zic că 99,9% dintre accidente sunt evitabile. Unele mai greu, altele mai ușor, dar accidente complet inevitabile, în care, bă, zici, complet neprevizibilul, n-avea cum să-și dea seama, a căzut din cer ceva, un meteorit fix în calea lui și nu avea cum să se asigure pentru asta, în afară de situații din astea super ieșite din comun, în principiu puteai ori să anticipezi și să n-ajungi în situația aia, ori, dacă erai mai bine pregătit, odată ajuns în situația aia, puteai să frânezi mai bine, să virezi mai bine, să controlezi motocicleta mai bine ca să scapi din situații. Adică asta, traducându-se cumva, se traduce la modul când semaforul e verde și tu îl vezi de departe, ia mâna din gaz. Exact, știi ce zic? Exact, adică nu băga mâna în gaz ca să prinzi verdele, că poate să treci, vine un șmecher pe că roșu. Vine unul pe roșu, știi? Și, adică nu fii atât de sigur pe lucrurile care par banale, că ia uite autostradă, hai să-i dăm 300, că nimic nu se poate întâmpla, că aici știu eu, că nu știu, e foarte periculos și riscant, dar toate lucrurile astea trec prin filtrul gândirii. Cel puțin la mine acum, la o vârstă. Știi? Că la 20 de ani nu. E mai greu. E mai greu și... Dar e posibil. Adică și atunci, eu nu-mi dădeam seama. Când eram mai tânăr, poate nu-mi dădeam seama de importanță. Nu era, că prost nu eram până la urmă. Dar trebuia cineva și să... Nici prea deștept nu eram asta, sigur. Eu tot timpul mă gândesc, prost, deci nu știu cum să o iau. Dar zic, puteam raționa să înțeleg, băi, vezi că pericolul este mai mare decât crezi tu. Și ești mai aproape de el decât crezi tu, nu te gândi, nu mi se întâmplă tocmai mie, ba da, ți se întâmplă tocmai ție, nu există nicio premisă să spună că nu ți se întâmplă tocmai ție. Normal. Cu cât ai mai puțin experiență, cu cât ești mai neștiutor și mai neimplicat în chestia asta și doar te dai, lasă că mă descurc eu,
cu atât, de fapt, tocmai ție ți se va întâmpla, pentru că tu ești în segmentul ăla căruia e cel mai probabil să-i se întâmple. Crezi că există motociclist care să nu cadă nici măcar o dată? Da, dar da. Extrem de rar. Extrem de rar. Okay, da. Aveam un prieten, că nu mai suntem prieteni, că el încă e în viață. și mergeam cu motocicletă și el tot timpul ajungea ultimul, știi? Bă, da, ultimul la jumătate de oră. Adică dacă drumul avea 45 de minute, păi îl mai așteptam jumătate de oră să vină. Bă, n-a căzut niciodată. Nu a căzut niciodată. Da. 4-5 ani de motocicletă n-a căzut niciodată, dar nici n-am mers cu motoreta. Da. Știi? Adică, știi? Mai mult am împins-o așa. Da, adică cred că sunt cazuri de genul ăsta. Tot așa, am avut un prieten care tot așa, mi-a o motoretă. Bă, frate, toți oamenii care și-au luat motoretă după ce eu am avut motoretă și permis, le-am spus, nu vă luați. De ce? Nu vă luați, frate, nu vă trebuie, stați liniștiți cu picioare, cu alea, o să cădem. Nu că tu ești agitat și noi nu cădem. Bine, ok. Și al doilea băiat, prieten care și-a luat motoretă, și-a luat Harley, și primul drum pe care l-a făcut când l-a luat un Matiz pe capot. Bine, la semafor. Tu, nu te-am văzut. Cum poți să nu vezi un Harley alb? Era și alb, Harley-ul perlat, înțelegi? La semafor și după aia și-a schimbat Harley-ul și-a luat unul mai mare și cu ăla l-a luat la semafor. Deci, asta spun. Poți tu să fii cât vrei de vigilent și de preventiv și așa, lucrurile se pot întâmpla. De orice e mai puțin probabil. Cu cât ești mai vigilent, este din ce în ce mai puțin probabil. Clar, adică, dacă mă gândesc la ce mi s-a întâmplat mie în, nu știu, 16 ani, more or less, așa să zicem, și vreo 400.000 de kilometri, că na, asta e... Mulțumesc. Ăsta e domeniul meu și am apucat să merg mult. Nu pot să zic de absolut nimic din ce mi s-a întâmplat, că era complet neprevizibil, complet neanticipabil, complet dacă n-aveam mergeai, ce să fac. Dacă mergeai în limita de viteză, dacă erai mai atent, normal conștient. Că lucrurile întotdeauna sunt există, altfel. Adică nu prea există din punctul meu de vedere, e extrem de puțin probabil să zici, bă, era situația de nu avea ce să facă sau n-ar fi avut cum să prevadă, n-ar fi avut cum să... Cam de cele mai multe ori se poate și tu trebuie să încerci tot timpul să zici, băi, dacă acum aproape mi s-a speriat, bă, mă, ce am făcut de am ajuns în situația asta? Ia data viitoare să încerc să fac mai bine, să fiu mai atent, să iau mâna din gaz când trec pe verde. Lucrul pe care eu le întâmpinam în mersul meu haotic, era haotic pe stradă, era că anumite viraje mă înscriam în ele, în anumite viraje nu mă mai înscriam și ajungeam pe contrasens acolo la limită și trăiam cu impresia că aș putea să mă mai înclin sau să mai trag de motoretă, dar ceva mă ținea. Parcă ceva mă ținea, știi? Și atunci... Bă, nu lipsa e bine. De antrenament. Da, și atunci nu e bine și asta vreau să te întreb, că sunt mulți oameni, adică, sau poate erau, cred că generațiile s-au schimbat și ferm convins că s-au mai schimbat și oamenii, copiii care vin din spate, nu mai sunt așa teribiliși cum eram noi, dar în generația mea erau oameni care, mă, frate, eu am bicicletă de mic, mă, frate, ăsta de mic mă știe cu ea, lui nu-i trebuie, știi? Da, știu. Și eu am din ea. Da, știi, dă-mă mic, nu e panică și... vreau să le explic oamenilor cât de mult ține de tehnică. Adică e ok să fii talentat, nu zice nimeni. E ok să fii curajos, nu zice nimeni. Ok, mă duc pe dealul ăsta, mă urc, ok, am căzut, n-a fost bine, dar eu am curaj, mă arunc cu capul înainte, nu e o problemă. Dar ajută tehnica, deci, nu știu, exercițiul pe motocicletă și să știi ce trebuie să faci și când să faci. Eu am văzut pe pielea mea și, cum să spun eu, e diferență de la cer la pământ între exercițiu și între a merge la o școală unde plătești să te învețe unul ceva și când dai banii ești real interesat, înțelegi? Că nu e ca la școală unde te duci acolo că te trimite mama și cu tata și hai să chiulim, hai să nu las că rezolvăm cu prof. Aici ai dat banii și tu vrei să înveți pentru tine că tu vei fi mai bun și viața ta poate să fie mai lungă sau mai scurtă. Și asta vreau să-mi spui, cât de mult ține de tehnică și cât de mult ține de talent. Enorm de mult de tehnică, adică e chestia hard work beats talent, știi? Da, așa, ducând-o spre curse, unde se cuantifică în performanță, timp, victorii și așa mai departe. Evident, până la un punct. Dacă vrei să ajungi la cel mai înalt nivel, trebuie să ai și talent și muncă. Nu există fără una sau fără alta. Dar așa, pentru a fi în siguranță pe stradă, cu siguranță tehnica bate talentul. Talentul te ajută să progresezi mai repede. De fapt, asta înseamnă talentul. Nu ai fricile astea foarte accentuate, frica de a te înclina, frica de a frâna, frica de a face chestii cu motocicleta. Te conectezi natural bine cu ea și îți vine mai ușor să faci chestii care altora le pun probleme. Corect. Și atunci, cineva talentat progresează în 5 zile, cât cineva mai puțin talentat în 5 săptămâni, să zicem, sau 5 luni. Da. Pentru că prinde repede chestia, dar și ăla talentat are un prag
la care, adică ajunge foarte repede până undeva și acolo ușor, ușor se plafonează, adică nu mai progresează, că dacă ar progresa toți talentații super bine, în 3 săptămâni toată lumea ar ajunge Valentino Rossi, ori nu funcționează așa. Da, nu funcționează. Deci până la, ajungi mai repede până la un punct, ăla care nu e talentat și va trebui să muncească mai mult ca să ajungă la punctul ăla, dar ce am văzut eu pe stradă, pentru că eu sunt, să zic, de un nivel de talent mediu, am prieteni foarte talentați care au prins foarte repede și, nu știu, mergem la circuit și ei cu poate un sfert sau mai puțin, o zecime din timpul petrecut pe motocicletă față de mine, merg cam la fel de repede ca mine pe pistă. Okay. Și e clar că e o diferență acolo. Băi, eu m-am muncit super mult ca să ajung la nivelul ăsta și vin și din 3 viraje, gata, au prins șmecheria și merg și ei la fel de tare sau poate chiar un pic mai tare. Dar cam toți prietenii ăștia mei foarte talentați care prind foarte repede au și pățit chestii nasoale pe stradă, pentru că talentul te face și să lași garda jos, să ai un pic de exces de încredere în propriile forțe și să te avânți în locuri în care altul nu s-ar avânta, să fii un pic prea încrezător, intri în viraj, nu vezi cum se termină, dar te bagi totuși că simți că până atunci tu ai tot rezolvat chestii și te simți foarte stăpân pe treabă. Dar de multe ori asta e o iluzie, dacă nu ai antrenat tehnica, tu te simți stăpân, nu așa, din talentul tău. Talentul tău se termină undeva. Indiferent și cine ești. Și nu știi nici unde se termină și n-ai nici feedback. Și dacă n-ai exersat tehnica, când ajungi într-o situație limită, tu faci ce-ți vine natural. Și natural îți vine să faci numai tâmpenii. Să te încordezi, să te holbezi la obstacol, să deviezi către el, către parapet, groapă, mașina de pe contrasens, ce-o fi. Să te înfigi în frâna față, blană, indiferent că ești înclinat, că ești îndreptat într-o direcție greșită, că nu prea e, că nu prea e aderență. Da? Da. I-am dat și drumul că am văzut. Am și de asta tehnica, de fapt, te ajută să controlezi foarte bine motocicleta și asta vine la pachet cu o încredere în propriile forțe. Adică tu știi că controlezi bine, știi că ai exersat și faptul că tu știi te pune în cu totul altă stare psihică pe motocicletă. Simți că ai controlul și nu simți nevoia să demonstrezi. Mergi în limita asta ta, tehnicii tale și, bine, limita asta poate să fie destul de ridicată. Dacă ai exersat mult, dacă ai și talentul ăla, ok, poți să te miști destul de repede și safe. Da. Dar întotdeauna trebuie să primeze mersul bine. Nu mersul repede, nu mersul pentru senzații, nu mersul pentru distracție. Hai să mergem bine, corect și în timp, asta se va transforma natural și într-un mers un pic mai repede, un pic mai repede, pe măsură ce mersul bine devine parte din tine. Adică n-ai cum să nu mai mergi bine, că ai exersat atât de mult și l-ai pritocit atât de mult încât mergi bine natural. By default, și mâine o să vine, mergi bine un pic mai repede, pentru că creierul procesează automat imaginile mai repede, ia deciziile mai repede, controlează motocicleta un pic mai bine și vine și repedele de la sine în timp. Când încerci, în primul rând, repede, cum știi și tu că mi-ai povestit niște chestii de mi s-a zbulit un pic pielea din tinerețea ta, tu erai mai impetuos ca mine. Mă întreba Silviu Toma referitor la întrebările tale pe care o să ți le pun la un moment dat pe grupul nostru și Silviu Toma, doamne, ce fac noi motocicliștii ăștia care, bă, asta cred că o să tai, Marius, dar vedem. Și zic, ce fac noi motocicliștii ăștia care vin cu 260 și trec pe lângă printre mașini, știi? Și zic, păi am 3 motive, ți le dau eu. Pale mele, dacă vrei. Unul la mână, eu trec întotdeauna printre mașini când ele sunt în paralel. Întotdeauna. Pentru că alea nu se vor atinge niciodată. Da. Dacă eu trec aproape de o mașină când aia n-are o mașină în paralelul ei, poate să schimbe banda și atunci e dubios să vin cu 200 și la cu 80. Știi? Bun, deci eu fac asta. Deci a zis domnul profesor că e ok, deci nu trebuie tăiat. După nu, care... adică cu 200 nu e ok. Da, nu faceți asta. E ok să treci pe acolo. E ok, dar nu cu 200. Asta era întrebarea lui Silviu, că noi nu mergem cu 200 niciodată. Nici la circuit, 180 dacă prindem. Și după aia îi spuneam al doilea motiv pentru care eu trec așa, este că mă gândesc la aia din mașină și zic, mă, tu dai seama cum s-a văzut? Tu dai seama ce-au văzut aia? Mamă, ce tare, zic, mi-ar fi dorit să fiu în mașină așa, să-l văd pe om cum trece rachetă, știi? Da, astea sunt niște tâmpenii care, repet, nu se fac. Noi le-am făcut la vârsta pe care o aveam, dar le regretăm teribil și mulțumim, nu știu cui, să-i mulțumim lui Dumnezeu, talentului nostru, norocului, îngerului păzitor, habar n-am că încă mai suntem aici, pentru că nu au ținut de știință cât de noroc, în mare parte din cazuri. Și eu am văzut și din discuțiile cu motocicliști din oraș și așa mai departe, căzăturile vin în momentul în care gata, mă știu. Exact. Gata, mă știu cu asta. Cu asta știu. Am prins-o pe asta, hai să-i tragem. Și atunci... Avea prima exact atunci. Da, și atunci gata, vin căzăturile, știi? Haide-mă că știu. Ia uite-mă aici, deci dacă pun piciorul așa și mă mut așa, ia uite, gata, mă, hai. Și următorul viraj, știi? Dar legat de tehnică, eu am testat-o pe pielea mea, am fost la circuit, după ce am
venit de la tine la circuit de acolo, m-am dus la Brașov, mi-am luat mașina și eram rupt. Bă, eram rupt, bă, rupt, bă, rupt, bă, rupt. Ai și dat canecatul. Bă, canecatul, de toți banii, știi ce zic? Adică, dă-mă, frate, dă, mai ai 5 minute, mai dau o tură. Nu mai puteam oricum la sfârșit, nu mai. Dar, deci, rupt, da? Și ajung aici, mă opresc în OMV să-mi iau, nu mai știu ce, OMV-ul de la Corbeanca. Și am văzut un CBR 1000 în benzinărie, da? Eram rupt, repet, nu mă interesa. Am urcat în mașină și am venit după mine, băiat. Și am tras, frate. Am tras niște panete intergalactice. Cum să nu faceți niciodată? Și la semafor mă opresc. Primul lucru în capul meu, deci după ce eram rupt, l-am injectat și am tras și acum hai, da, așa. Și primul lucru la semafor, zic, bă, frate, ești inconștient, bă, în blugi, bă. El era cu geaca de motor, blugi, da. Gentuță de aia pe picior. Domnule, mi-ai făcut o poză, vreau și eu poza. Eu vreau să-mi dai poza și tu fugeai de mine, gen, știi? Zic, bă, frate, zic, uite, acum vine la circuit de la, bă, frate, nu e bine, bă, pe stradă așa, bă, băiatule, zic, cu asta, cu 1000, zic, eu 1000 un super sport, eu l-aș interzice pe stradă. La ce ne trebuie chestia asta pe stradă? Explică-mi tu mie. Super sport 1000. La ce ne trebuie? Nu ne trebuie, adică dar, nu putem să fim atât de grăbiți încât să avem nevoie de un super sport 1000. Nu, niciun caz. Din punctul meu de vedere, orice e peste 100 de cai putere este irelevant. Adică irelevant. Nu ai nevoie. Da, e, nu ai nevoie. Îți place, dar îți place. La fel cum este niciun super, Ferrari, F, Italia, nu știu de care. Nu ai nevoie. Nu ai nevoie, dar e mișto. Da, este, da. E, cam asta e ideea și cu motociclete, doar că, într-adevăr, cu Ferrari-ul ăla poți să te sui pe frâne și să oprește a dracului. Asta zic, se cam oprește, da. Mai greu. Adică se oprește, dar trebuie să știi tu cum să o faci. E un pic greu, da. Și asta e mai complicat și apropo de asta, eu mergeam pe sportive pe stradă în tinerețe, adică pentru asta m-am apucat. Pentru asta m-am apucat, sportive, carene, bujiale. Plângeai lângă ele. Și am tot avut, să zic, nu știu, 5-6 ani am tot avut sportive, am început să merg la circuit. E, de când am început să merg la circuit, a început ușor să-mi treacă cu sportivele pe stradă, pentru că mi-am dat seama că de fapt și când merg eu cel mai al dracu și fac cea mai chestie pe stradă, cât de cât în limitele unui bun simț, da, pentru că totuși nu vreau să mor și faptul că sunt aici și vorbim e dovada că făceam cât de cât ceva bine atunci, adică nu eram chiar atât de nebun. Da. E, când trăgeam eu cel mai aha și mă dădeam pe niște curbe și așa, de fapt mergeam la 20% din ce știa motocicleta, nu că pe circuit aș fi mers la 100%, dar mă apropiam, adică simțeam, băi, uite, de aici e motocicleta, ea așa trebuie să vireze, așa trebuie să accelereze la ieșire, așa trebuie să mergi cu ea și aici îți dă chestia aia pe care, pentru care e făcută ea să-ți dea. Dar asta, frașul ăla, bucuria aia, acolo e. Da. Și pe stradă, mai ales cu una foarte puternică, nu prea are sens, adică ok, te duci, te dai, nu mori neapărat dacă ești cu cât de cât cu apă pe un merg și nu te mănâncă undeva. Dar nu te bucuri de ea cu adevărat niciodată. Nu, adică și când te dai, zici, mamă, forjez și mă dau. Nu te dai. Oricât de tare crezi tu te că te dai. Nu te dai, da. Dar nu te dai. Și dar ea te trage să te dai. Adică tentația e mereu acolo, băi, trebuie doar să fac așa și asta zboară, ajunge la 200 și ceva instantaneu și tentația e mereu acolo. Zice, bă, hai, dar nu-i dai, dar nu-i dai, dar hai, dă-i. Pentru că ea merge așa tot timpul. Și te plictisești. Cum să merge? E greu să merge. N-ai cum. Să-i faci niște ture. Poziția n-are sens la mers încet. Poziția începe să aibă sens când vine vântul și te susține un pic umerii și așa și nu mai trebuie să te țin mâini, nu te mai devine mai confortabil, începe să aibă sens. Și ea mereu zice, bă, dar hai mai tare, hai mai tare, hai mai tare, hai mai tare. Și dacă asculți chemarea de sirenă, la un moment dat ori rămâi fără permis, asta în cel mai bun caz, ori asta rămâi fără oase. Asta e cazul fericit când te oprește poliția înainte să pățești ceva. Deci, din punctul meu de vedere, ori trebuie să te limitezi și e ca și cum aș merge cu un BMW 1000RR pe linia boxelor de la adâncata în continuu, fără să mai ies pe pistă. Aștept să se întâmple ceva când mergi cu miarul pe stradă. Și niciodată nu vine. Nu vine momentul în care gata, de aici poți să-i dai și să te dai și să te înclini. Nu vine. Nu vine că pe stradă nu e cazul să faci asta, că întotdeauna se poate întâmpla ceva și tu dacă chiar începi să mergi măcar 50% din ce trebuie mers cu motocicleta, aia deja mergi mult prea repede. O să mori sigur, adică. Mers eu vara trecută cu 1000RR. Mi-au dat băieții și ia sunt 1000RR că vorba aia tu ai toată viața ai mers cu super sport, știi? Și zic, păi nu iau eu 1000RR. Și l-am luat și am fost foarte precaut pentru că mi-era foarte frică de ea. Și n-am mers pe Rain. Știu oameni care merg pe Rain, dar, repet, n-aș vrea să intru în detalii. N-am mers pe Rain, am mers normal. O zi m-am dus până la munte, m-am întors cu băieții, cu stamate, cu trufașul, cu nu știu ce. Foarte ok merg băieții, foarte. Adică, la un moment dat le-am și zis. Eu credeam că voi
știi? Fiind piloți, mergeți mai tare, rupeți, dar se întâmplă chestia asta. În momentul în care te dai în competiții, în momentul în care mergi la circuit, în momentul în care tu faci judo și te duci în competiții și ai luat niște centuri și știi ce poți tu, nu te mai bați cu oamenii pe stradă, înțelegi? Exact. În momentul în care ești acolo nu știi, îți cauzi limitele, trebuie să găsești pe stradă și asta se întâmplă și cu, am văzut și cu piloții de curse și cu piloții de drift și cu... care, repet, nu, adică n-aș vrea acum să creadă oamenii că noi am fost ușa de biserică, că noi suntem cei mai domne, noi am fost la olimpiada de cum trebuie să fii pe stradă. De bune maniere. De bune maniere, da. Nu, nu se pune problema și nici piloții de drift n-au fost, și nici piloții de curse n-au fost, și nici piloții de VTM, și nici piloții de Moto RC n-au fost. Tot de pe stradă au plecat și mulți dintre ei au avut noroc, pentru că nu putem să-i spunem altfel, știință sau talent, au avut noroc și au ajuns la curse și ajungând la curse, mersul pe stradă a venit foarte safe, ba din contră s-au apucat de cursuri de defensiv, să le spune și altora, să meargă încet, să meargă cu grijă, că au făcut copii, că au familie, că familia lor nu e tot timpul lângă ei și vor să fie protejată și așa mai departe. Deci oamenii trebuie să înțeleagă că mersul pe vremuri, când eram eu puști și așa, dădeam tot timpul vina că noi n-avem un circuit. Asta era discuția, știi? Era, da, noi n-avem și noi un circuit, nu ne-a făcut nimeni și noi unde, ce vrei, domne, te iei de mine, știi? E, uite, acum s-a făcut circuitul și, spre surprinderea multor oameni, cum să spun eu, accesibilitatea lui de către oamenii de rând este foarte scăzută. Din punct, știi? Adică și oamenii ăștia care au investit și noi care facem parte din lumea asta a pasionaților de curse, de mașini, de motociclete, de în sfârșit, ne așteptam la mai mulți oameni dornici să vină să vadă, să experimenteze, măcar să bage capul. Adică, bă, care-i treaba? Uite, mă dau și o tură, ia mă, dă-te. Pa, bă, nu vreau, bă, nu-i de mine, bă, lăsați-mă în pace, știi? Vină cu copiii, nu au cultură în ceea ce înseamnă circuitul. Moto RC, că o să vorbim și de Moto RC, e un campionat care, din punctul meu de vedere, arată exemplar pentru ce, la ce se reduce România și cu ce ne comparăm, da? Bă, nu sunt oameni, nu vine lumea să uite la curse de motociclete. Bă, pe vremuri se făceau curse în oraș, venea lumea, mă, că aveau cultură. Aveau cultură, Ceaușescu, da? Îi scotea în weekend. Weekendul ăsta facem, defilăm. Weekendul ăsta vin mașinile. Weekendul viitor vin motoretele. Weekendul viitor se urcă aia cu Romanul pe deal. Se întâmplau lucruri și motorsportul avea o continuitate și existau cluburi de karting, de moto, de ok, se dădeau pe pistă la Băneasa. Aia era, alea erau condițiile, dar existau. A venit Revoluția, au trecut 15 ani în care a fost un haos, nu a interesat pe nimeni, toată lumea face ce-l taie capul. Dacă întreb copiii care se uită la consumă internet, eu dă-mă motocicletă că vreau să fac rolling burnout de la cu furcă de aia lungă și să iasă fum verde. Când asta e, știi ce zic? Stai bus că pun la rolling burnout și furcă de aia lungă și multă treabă, înțelegi? Dă-mi o mașină de aia că vreau să dau burnout și să ies de alatul și să fac drifturi și să... Să mă, frate, că aveți, până acolo e lung, e treabă multă, știi? Dar ei au oportunitatea de a merge, vedea, încerca. Sunt, uite, circuit de motocross cu profesori, circuite de asfalt unde, crede-mă că cel puțin adâncat a mâncat vași talentul. Fratele vostru când s-a dat acolo cu Yamaha și BMW și așa, din experiența mea de nesuper sportivă și de mers cu motocicleta, am zis, nu e panică că pe linia dreaptă mă relaxez. Asta am zis eu, în capul meu, înțelegi? Da. Zic, pe curbe e mai greu, mă chinu eu acolo să o țin cu frâna, cu gazul, cu nu știu. Dar pe linia dreaptă mă relaxez. Bă, când am intrat pe linia dreaptă și a început aia să tragă, ca nu mai știam cum să schimb vitezele, zic, mamă, limitare, unde e? Curba o vedeam așa, într-o ceață, ceva, zic, am pus frână de... Am pus frână, am dat inferioară, am accelerat un pic, am mai ajuns la curbă, adică am pus o frână, adică ce vorbești? Cu toții am trecut prin asta. Ce vorbești, mă? E diferență la cer la pământ, dar mi-a plăcut. Da. Mi-a plăcut foarte tare să am un profesor, un instructor, un cum vreți voi să-i spuneți omului care vă face cursuri respective și să vă dea feedback, să vă spună ce să faceți, lucruri tehnice care să le puneți în practică și să vedeți, bă, ești nebun, bă, ești nebun, incredibil, știi? Adică, și nu cred că are vârstă, adică nu poți să spui că ai 40 de ani, ești prea bătrân, ai 50 de ani, ești prea bătrân, nu ești pentru tine, tu acolo, eu le spun oamenilor, bă, tu... Știi, viața ta ți-o faci tu în mintea ta acolo, în casca ta, da? Tu acolo ești Rossi, frate, tu te dai tare, tu mergi bine, tu nu trebuie să faci acum, să mergem să facem competiții, să ne luăm de gât cu ăștia de 20 de ani, că să demonstrăm să nu știu. Nu, dar pentru tine ca și sport,
ține foarte tare de condiția fizică, deci te dezvolți, faci, consumi calorii și așa mai departe, ai activitate, faci lucruri, vin prietenii, fanii, grătare, circuite, prieteni, cunoștințe, oameni, plimbări, adică ți se schimbă puțin viața, plus că, ți-am spus, din punctul meu de vedere, nu mai mergi pe stradă și problema cu mersul pe stradă nu e că am căzut și na, sau ne-am pus la frână, ne-am dezechilibrat sau am prins nisip într-o intersecție. Nu, problema e că te lovești de obstacole. Obstacolele pe stradă sunt crimă. Cum, nu știu dacă ați observat, probabil, bine, mai mult ca sigur 85% din oameni care se uită la podcastul ăsta sunt motocicliști și probabil că ei au observat, dar ăia 15% care nu sunt motocicliști n-au observat balustradele de pe mijlocul drumurilor care sunt făcute doar pentru mașini. De ce zic că sunt făcute pentru mașini? Pentru că ele nu sunt până în asfalt și partea aia de jos acolo e un răzătoare. Da. Este, deci, dacă ai căzut pe asfalt și ajungi într-una din... Nici vreau să-mi imaginez. Asta e problema cu mersul pe stradă și de asta e bine să nu o facem. Avem competiții. MotoRC, am înțeles că s-a schimbat de anul ăsta. Poți să ne zici aici, pe scurt, care e treaba cu cursa dinainte, cursa de după, adică nu mai e ca la MotoGP, MotoRC-ul, se anunță tare de tot. Imediat vă spun, înainte de asta o mică precizare. E, într-adevăr, e bine să te duci la circuit, e indicat, vine din ce în ce mai multă lume, cel puțin din moto. Cred că în auto nu e chiar așa de răspândit, să zic, procentajul. Probabil nu sunt așa de mulți pasionați, mulți folosesc mașina ca să ajungă unde au treabă, nu neapărat cu pasiune. Dintre motocicliști, să știi că vin din ce în ce mai mulți la circuit, inclusiv să se dea așa, cu un adventure, să experimenteze senzația, nu neapărat să facă curse, să facă racing. Mulți vin începând de la cursurile noastre, prind un pic de drag de circuit și mai vin la trec, de să mai simtă un pic fiorul ăla și să distreze, să îmbunătățească. Dar îndemnul meu nu este neapărat, ok, hai la circuit și dă-te acolo ca să nu mai mergi pe stradă, este hai la circuit și dă-te acolo ca să... Dacă ai niște demoni de scos din tine, vrei să acolo 100%, și te distrezi acolo, înțelegi acolo cu adevărat ce înseamnă mersul tare și senzațiile mersului tare pe motocicletă. Pe stradă vei merge super și pe stradă, safe dacă și calm. Mergi liniștit, calm în legea ta și în acel ce recomand eu tot timpul, cam în maxim 50% din ce poți tu. Astfel încât restul de 50% să fie marjă de siguranță. În caz că apare ceva, adică niciodată nu mergi cât de repede postul, nici măcar pe aproape de cât de repede postul, pe niște viraje pe stradă sau pe orice secțiune de drum. Da. Întotdeauna lași de la tine, astfel încât dacă apare ceva, dacă se schimbă brusc situația sau dacă tu poate ai făcut o greșeală de observație și observi târziu o problemă, să ai de unde să o rezolvi, să ai de unde să schimbi o trasă, să ai de unde frâna, să ai de unde ocoli, să ai opțiuni. Da? Deci asta recomand. Pe stradă mergi în limitele tale, adică nu numai în limitele tale, departe de limita ta de maximă, să zicem, și pe circuit te duci acolo și te dai cum vrei tu, cum te ține testosteronul, cum te lasă inima, faci ce vrei tu acolo, pentru că exact cum spui tu, acolo nu sunt obstacole. Adică dacă chiar e să cazi, să greșești, cazi, te duci, te rostogolești, poate te mai julești, mai pățești câte un alta, dar niciun caz nu mori, niciun caz nu pățești ceva grav. Acum, revenind apropo de MotoRC, s-a schimbat un pic ca să fie un pic mai spectaculos, deși încă nu ducea lipsă de spectacol, dar acum o să fie și mai mișto de urmărit, pentru că sesiunile de calificări sunt de fapt acum o cursă. Adică sâmbătă, clasele astea, clasele principale, să zicem, clasele S, S300, S600, S1000, au acea cursă Q, scurtă, sâmbăta. În cursa Q se pleacă în ordinea timpilor din antrenamentele libere de vineri și de sâmbătă, cumulată, combinată. Și e o cursă scurtă unde se dau mai puține puncte, câștigătorul primește 12 puncte. Se obține o ordine, Ei, în cursa principală de duminică, primii 10 clasați pleacă invers, adică locul 10 din cursa Q pleacă de pe 1, locul 9 din cursa Q de pe 2 și tot așa. Până la locul 10 și după aceea se păstrează ordinea din cursa Q, de la locul 11 încolo. Asta, aici ar fi ideea că, evident, cine câștigă cursa Q vor fi cei mai rapizi. Ei vor fi nevoiți să plece mai în spate și vor trebui să lupte puțin, să depășească și spectacolul e cumva garantat. Cei din fața lor vor fi poate un pic mai motivați plecând foarte din față și poate când vor fi depășiți o să tragă un pic mai bine, o să țină acolo, o să evolueze. Va fi interesant, foarte interesant de urmări. Eu nu știu cum o să meargă ei în față, că eu când am mers în fața ta, mai bine mă duceam, n-ai bine, înțelegi? Deci, bă, nu știu, pune-mă în lateral, pune-mă în spate, pune-mă...
hai mergi că vin în spatele tău. Pai, leu, deci acolo e... Bănuiesc că și la cursă, știi? E ăla în spatele tău, nu știi unde e, trag mai tare, cum am intrat pe virajul ăsta? La cursă e mai rău, e mai rău ca așa, de la mine măcar știi că nu o să te depășești, știi că nu o să-ți fac una soală undeva. Nu faci nimic, dar erau emoțiile, știi, bă, vede omul să... La cursă ăla din spatele tău e pe cadă, adică te vânează, vrea să te depășească și tu dacă te întrebi mereu, bă, dar unde o să... Oare aici vine, oare aici vine? Asta te face, de fapt, să te îndoiești și atunci sigur o să te depășească. Cel mai bine e să nu te gândești, să încerci să nu te gândești la ce faci, să mergi în cursa ta. Bine, mergi în cursa ta, adică știind că ai unul în spate, poți să mergi mai defensiv, să acoperi mai bine interiorul la intrare, să nu ai pe unde să treacă adversarul și să mergi în legea ta. Am văzut că unii oameni sunt motivați când au pe cineva în spate, trag mai tare și merg chiar mai bine, pentru că e presiunea aia, bă, dacă nu merg, să mă depășească asta. Alții știind că au pe cineva în spate, se pierd și merg mai încet, fac greșeli și e de fapt mai ușor să treci de ei punând presiune. Și asta se face inclusiv la MotoGP, la cel mai înalt nivel. Asta vreau pui presiune să te audă omul și... De MotoGP, că zic, a mers atât de bine, parcă cine a mers? Frasul Marquez de la depășit pe exterior? Sau nu pe el l-a depășit acum în cursă pe exterior? L-a depășit pe exterior, nu știu dacă pe frate, dar a depășit pe cineva pe exterior. Cât de rușinos mi se pare, mă, chestia asta, să te depășești pe exterior, bă. Deci nu, e greșit total. Deci dacă vi se întâmplă asta, nu mai mergeți la ciscuite. Da, la anumite, anumite evenimente chiar nici nu e permis să depășești pe exterior la anumite track-day-uri și așa, pentru că poate să fie și periculos. Păi da. Adică unii o încearcă așa ca aroganță sau așa, dar de multe ori, adică dacă nu ești foarte sigur ce o să se întâmple, tu încerci pe la exterior, îți dai seama pe la jumatea depășirii că s-ar putea să nu-mi iasă și ăla de la interior, el nu știe că ești acolo și el la ieșire degajează pe exterior, adică fix unde te afli tu. Și s-ar putea să degajeze în tine. S-a întâmplat în etapa de superbike, de acum, în același weekend cu Toprak. Da, Toprak și Johnny Re. Am văzut o poză, Toprak a ieșit larg, Johnny Re s-a băgat cu gândul că are loc și Toprak tocmai revenea înapoi pe trasa lui și s-au ciocnit, au căzut amândoi. Am văzut o poză, dar n-am cursa, n-am văzut și n-am știut ce s-a întâmplat. Uite, noroc cu podcastul ăsta, că mai aflu și eu. Bun, hai să trecem la întrebările oamenilor de pe grupul Infostax. Am făcut un grup de Facebook după 4 ani de emisiune. Am zis că să le dau și lor dreptul să pună întrebări invitaților. Și băieții au pus. Deci Cristian Bogdan te întreabă cum abordăm corect un viraj pe stradă cu motocicleta. Ei răspuns mai devreme, dar... Da, pot să detaliez un pic. Virajul pe stradă, așa în mare, evident că... Discuția ar putea dura 4 ore numai răspunsul la întrebarea asta dacă e să intrăm în detalii, dar ca idee, ca principiu, îl abordăm mereu începându-l din exteriorul virajului, da? Trasa trebuie să fie mereu exterior, interior, exterior, adică folosim toată lățimea benzii noastre, mai ales cu motocicleta unde chiar poți să folosești banda foarte eficient când ai o mașină lată, n-ai de unde să te miști stânga-dreapta prea mult marjă. Pe bandă. Da. Mereu încep din exterior și mereu te plasezi pe drum astfel încât să vezi cât mai departe în viraj și nu intri cu adevărat spre interiorul virajului, spre acel apex, punctul cel mai apropiat de interior pe care îl vei atinge. Nu te duci către acel apex până nu vezi sau măcar nu intuiești cum arată ieșirea din viraj. Adică stai la exterior, te uiți spre viraj și aștepți să se deschidă priveliștea suficient încât să vezi, ok, ce urmează după se viraj, termină, cum se termină. Uh-huh. Se strânge după viraj, e o groapă, e nisip, e ceva și asta... automat presupune că îl vei aborda mai degrabă mai încet, da? Adică nu te vei duce cu mentalitatea, mamă, mă duc și rup virajele astea. Nu, mă duc și încerc să iau virajul bine și safe. Și dacă îmi va ieși și repede în timp, e bonus, bravo mie, dar nu trebuie să fie un scop. Stau aici la exterior, încetinesc cât simt eu nevoia ca să pot să fiu safe aici la exterior și să am timp să mă duc eficient către interior când văd că virajul se deschide și e tot în regulă. Deci, practic, mereu caut ieșirea virajului și stau în exteriorul lui până văd acea ieșire. În principiu, da? Înclin cât mai hotărât motocicleta către interior când e momentul. Ideal este să-l abordez în frână de motor, adică să nu am accelerația pusă când intru în viraj, ci în frână de motor motocicleta este mai agilă, virează mai strâns, mai bine, mai eficient și apoi să accelerez progresiv, să nu mă grăbesc cu accelerația la ieșire, să nu fiu agresiv, ci mai degrabă progresiv, eficient, elegant și să îndrept motocicleta pe măsură ce accelerez. Asta așa, foarte în mare. În mare. Bun. Mulți oameni percep motocicleta cu teamă. Îi consideră pe motocicliști donatori. Care este părerea ta despre acest lucru?
În general, ce nu cunoști, tind să percepi foarte, să zicem, distorsionat. Cu cât știi mai puține despre un lucru, cu atât tind să judeci, să zicem, superficial. Greșit, nu, să zicem. Nu-i condamn pe cei care percep așa, pentru că poate și eu mă gândesc la alte lucruri care nu mă interesează pe mine sau despre care știu doar câteva lucruri superficiale, ca fiind cine știe ce baliver. Nefolositoare. Nefolositoare, sau mai știu. Da. Nu este nicio, adică nu e obligatoriu să ne placă tuturor, dar... ca motociclist, adică ce le-aș spune celor care cred asta, da, dacă da, sunt printre cei care ascultă, e că la fel cum șoferii nu sunt toți la fel, blondele nu sunt toate la fel, nici motocicliștii nu sunt toți la fel. Adică, evident, sunt unii mai nebuni și care tind să iasă în evidență, adică tind să-i observi fix pe ăia și de-aia tind să ai bias-ul ăsta că bă, am văzut eu motocicliști, numai nebun, numai rup gazul, sparg, ne sperie, ne... fac, sparg magazine. Da. Fură din benzinării. Da, numai nebunii. Da. Și tind să-i observ fix pe aia care fac scandal, nu-i observ pe aia care merg liniștit în legea lor, fără să facă gălăgie, safe, frumos. Așa e. Dar pot să vă spun așa, ca un cunoscător al domeniului, marea majoritate sunt oameni liniștiți, cu cap pe umeri, cu responsabilități. Copii nu acasă, vorba. Nebuni, outlaws, bandiți, gata să facă prăpăd. Da? Și în ideea asta, adică fiecare cum crede. Cum vezi evoluția moto în România? Cum era să fii motociclist în România acum 10 ani? Cum e acum și cum crezi că va arăta peste alți 10? Foarte bună întrebare. S-a schimbat foarte mult. Eu m-am apucat acum vreo 16, să zicem, pe acolo, nu mai țin minte exact, dar au trecut niște ani. Când m-am apucat eu, țin minte că foarte puțini șoferi se dădeau la o parte să-ți facă loc când te strecurai printre mașini. Erau încă destul de mulți care tocmai închideau ca să nu te mai lase să te strecuri, că, domne, ce te bași tu în față, da? Trăgeau să-ți închidă calea. Acum ăia care trag să-ți închidă calea sunt extrem de rari. Marea majoritate a oamenilor se dau ei din propria inițiativă, nu trebuie să rogi, nu trebuie să faci nimic. Și apropo de asta, motocicliștilor care ne vedeți, auziți, care dați claxoane și șpan ca să vă să se dea lumea la parte, nu mai faceți asta, nu reușiți decât să enervați lumea. Adică dacă omul se dă foarte bine, eu îi mulțumesc, dar niciodată nu mă aștept că trebuie să se dea sau îi comand, eu îl intimidez să se dea la parte. E o chestie cu toba, pe care eu am realizat. Da. Bă, toba aduce sunetul în spate, nu în fața motocicletei niciodată. Da, adică, nu cred că te ajută. Știi, toți domnule, toba sport, da, după ce treci se aude bombă, dar după ce treci, adică ea nu va veni înaintea ta toba sport să, știi? Așa, revenind la asta, și peisajul moto s-a schimbat la modul când, acum niște mulți ani, foarte mulți dintre cei care ne apucam eram exact cum zici tu, tineri din ăștia impetuoși care voiam șpan și figuri și avioane și fără să cunoaștem deloc domeniul și nici nu erau atât de nici multe nu cursuri conta, și erau atât de multe... atât de bine motocicletele încă vrei doar să le ai, voia să arate bine, să dai, să faci așa. Acum sunt mult mai mulți oameni cu capul pe umeri care se apucă, adică printre, să zicem, începătorii din ziua de azi, procentul de teribiliști care vor să dea șpan și să rupă norma e mult mai mic decât acum 10-15 ani și de aia s-a, să zicem, curățat și nivelul de educație e mai mare, adică foarte mulți motocicliști înțeleg mai bine fenomenul, adică înțeleg, băi, trebuie să-mi iau un echipament. Eu când m-am apucat, nu că nu existau, era rușine. Da. Adică cum adică să mergi în combinezon? Ce mă, tu mergi cu noi în combinezon de stat de piele full? Ce zi ai? Cum? Bluși, băi, bosule, cămășuța mea cu pătrățele suflecată, mănușa scurtă, ieșeam la dorobanți. Nu, da, cam așa. Acum e mult mai mare nivelul de conștiinciozitate, de educație, adică așa se apucă un cu totul alt gen de oameni. Se fac progres. Și progresul e enorm. Și ca, să zicem, nivel de educație și înțelegere întâmplă, în rândul motocicliștilor și ca percepția lor sau felul în care colaborează, să zicem, șoferii cu motocicliștii. Și sper că în 10 ani, apropo că și sper că în 10 ani trendul se va păstra și în 10 ani va fi și mai mișto, șoferii vor fi și mai ok, motocicliștii și ei și mai ok. Dar direcția clară asta este și mă bucur că în direcția asta se merge. E, aici avem asta de care am discutat-o, de ce 9 din 9 motocicliști merg cu 200 de km la oră între mașini și când o pun în cap, o bagă pe aia, nu se uită domnește în oglinzi. Da, referitor la întrebarea asta, da, nu, pe percepția cum am zis e exagerată, tind să-i observ fix pe aia care fac tâmpenii și nebunii, dar sunt destui care nu fac deloc, sunt destui care ar putea face și nu fac, nu fac nimic și merg poate chiar plictisitor de încet. Dar tine să-i observăm pe care merg tare și, în general, asta apropo de... E un bias al tuturor, adică și șoferii, și motocicliștii, și camionagii, și basketbaliștii, oricine. Când ți se întâmplă chestii nasoale, tind să dai vina pe factorii în exterior, mai ales dacă
ești genul de om care, mamă, te-ai apucat și nu ai înțeles bine domeniul ăsta, ai zis, mamă, gata, mă duc, mă sui pe motocicletă, da, rup norma. Și eu când am făcut primul meu accident cu motocicleta, fiind așa băiat tânăr, impetuos, cu carene și cu tobă Vincent, da, Heinz, era foarte mișto toba aia pe Kawasaki. Când am făcut primul meu accident, instant, nici n-am putut să concep că ar putea fi și vina mea. Nu, era taximetristul care a schimbat care banda, oricum s-a uitat, zidar, a făcut, și da, care prost, este nesimțit. Și, care și eu sunt motociclist pasionat, eu știu cu asta. Exact. N-are cum să fie de la mine. Exact. Oamenii, în general, tind să nu accepte. Adică e o povară greu de suportat pentru așa oricine, e, nu numai da, pentru da, motociclist. Da, 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 băi, da, tocmai mi s-a întâmplat ceva grav, viața mea a fost și în pericol. Și vina mea, da. Și, băi, în mare parte eu am fost de vină. Da. E greu să, trebuie să fii foarte sincer cu tine însuți, trebuie să accepti, da, că ai neajunsuri, că ai neajunsuri mari, poate. Și e greu. E și atunci greu. E mult mai simplu să zici, domne, nu mi-a de prioritate. Să ne dea, domne, prioritate. Da. Ca era și cum praf, acolo, așa funcționează. Da. N-ai, da, cum să știi că îți va da sau nu îți va da cineva prioritate. Mergi ca și cum nu îți va da și atunci, corect, ce să vezi? Da. Adică eu, în general, am fost destul de safe, deși foarte mulți oameni nu mi-au dat prioritate. Dacă la fiecare om care nu mi-a dat prioritate m-aș fi înfipt în el, probabil nu mai stăteam de vorbă cu tine acum aici. Așa este. Mai departe, sfaturi nu că am discutat, de ce nu, da, poate nu e cea mai bună formulare, dar astea ar fi trei întrebări. Este școala moto insuficientă și atunci un motociclist are nevoie de cursuri pentru a perfecționa skill-urile? Asta e o întrebare. Bună întrebare. Le pun pe toate trei sau? Hai să începem cu asta, hai, ca să le, da, deci le luăm pe rând. Deci este școala moto insuficientă? Și... da. N-aș spune nici că e insuficientă, nici că e suficient, nu e niciodată nimic. Adică, okay, și dacă ai o școală moto excelentă, și există școli moto excelente, știu eu personal cel puțin 4-5, dar lăsând la o parte, adică și dacă școala moto e excelentă și te duci și la 3 cursuri, 5 cursuri imediat după școala moto, e bine, e excelent, e superb, bravo, dar nu e suficient. Suficient nu e nimic niciodată, adică procesul ăsta de învățare și de îmbunătățire nu trebuie să oprească niciodată și nu există o normă să zici, bă, cam până aici ai ajuns, aici gata, trebuie bă, să ajungi. Știu, știu, ai ajuns pun, aici, eu gata, pun genul în jos, să faci nimic. Eu ce să mai știu cu coatele, scot, pa, casca lângă, și mai vrei. Și Ross învață în fiecare zi, da, și Marchez învață în fiecare, da, zi, suficient nu există. Da. Acum, într-adevăr, există multe școli moto în România care mai degrabă te învață să iei permisul, nu să mergi realmente pe motocicletă. Și asta e o problemă. Oamenii își doresc asta. Și oamenii își doresc, adică preferi să dai bani puțin ca să iei permisul repede, ca să-ți iei în sfârșit motoreta aia la care ai visat, fără să-ți bați capul, că las că înveți tu pe parcurs. Da. Ei, o abordare greșită. Unele școli, știu eu personal câteva, care zic, ok, nu facem așa, hai să te învăț să mergi bine pe motocicletă, și spre sfârșit învățăm să facem și traseul ăla de examen, pentru că dacă înveți să mergi bine pe motocicletă, poți să și schimbi traseul ăla de examen cu o zi înainte, da, cu o oră înainte. Contează. Și tu poți să-l faci indiferent cum va deveni el. Adică ideea este să înveți să mergi bine pe motocicletă. Imaginează-ți că eu am făcut 8 turi pe stânga până a ajuns polițistul de la start la mine și eu l-am întrebat, mai am? Și el cred că a zis la mișto, mai ai unul. Și ai mai făcut unul, știi? Da, pe asta nu mai știam câte am de făcut, știi ce zic? Da. Da. Bun, poftim? Ai, crezi că ai zis ceva în public de acolo. Bun, este așa insuficient. Cum vede el echiparea corectă corespunzătoare pentru stradă? Păi, aici evident subiectul poate fi un pic mai complex, dar pe scurt, protecții peste tot, nu sunt, domne, că merg doar până la magazinul de la colț, atunci merg doar de 3 km, merg doar așa și da, merg doar cu cască și tricou. Nu sunt, adică înțeleg că lumea face așa, nu oblig, nu dau așa cu pietre dacă ești genul care merge în pantaloni scurt și tricou, înțeleg de ce o faci, nu te înjur, nu te privesc de sus, dar îți recomand să nu mai faci asta, să mergi. Adică există, ok, e cald afară, eu am echipament de vară, geacă foarte ventilată de vară, blugi de moto sau pantaloni care... textil ventilați foarte bine, încălțări de astea mai de oraș, mai ventilate, mai simpluțe, da, nu cele da, mai da, butucănoase de enduro de așa, mănuși mai scurte, mai așa, dar cu protecții pe unde trebuie și, evident, o cască, că fără cască, bănuiesc că nu merge nimeni, sper că mai nu sunt, am mai văzut cazuri, dar nu e. Să zicem că alea sunt extra excepții. Ei, dacă ai astea, în principiu ești bine. Acum, asta nu înseamnă că, adică tu tot trebuie să te lupți să eviți cu orice preț să pățești ceva, pentru că echipamentul te protejează până la un punct, dar nu sunt de acord cu chestia, domne, dacă îți se întâmplă, știi că e
ideea aia. Dom'le, dacă se întâmple, se întâmplă oricum, să ai tot echipamentul pe tine, că tu omori. Într-adevăr, sunt anumite situații în care nici echipamentul nu te mai salvează, dar mai ales în oraș sau la viteze, zicem cât de cât de oraș, de cele mai multe ori contează foarte mult dacă ai sau nu ai echipament. Și echipamentul ăsta contează și, să zicem, în afara orașului, lăsând la o parte, dacă cazi. Te protejează de vânt, de ploaie, de frig, dacă tu ești înghețat, dacă tu mergi în tricou și te duci spre Constanța și te prinde o ploaie și un frig, tu ești înghețat. Ce concentrare mai ai? Ce control al motocicletei mai ai când tu te gândești, bă, hai să ajung o dată că nu mai pot, am înghețat, am fost în situația asta și e foarte nasol. Oribil. Riști să faci accident din, tocmai din cauza faptului că te simți prea inconfortabil. Da. Nu mai ești concentrat, nu mai ești atent. Da. Deci echipament full tot timpul, full nu înseamnă combinezon de piele tot timpul. Adică nu lose. Dar cât mai protectiv, dacă poți să-ți permiți vestă cu airbag, cumpără, poartă, e enorm de important și nu știi nicio, adică noi încercăm să nu facem accident, dar dacă e să întâmple, e bine accidentul să ai ce trebuie pe tine. Accidentul se accident, că nu și-l dorește nimeni. Știi, exact. Asta e bun. Întrebarea numărul 3 de la Ciprian Ungureanu, care zice așa, ne poate recomanda cursuri pentru off-road / adventure în România sau apropiere? Sigur că da. Da? Există bine. Din ce în ce mai mult. Nu-i mai zice. Există din ce în ce mai multe. Da, poate să vă recomand. El știe, e ok. Există din ce în ce mai multe și vă recomand cu căldură orice curs în general, nu doar de adventure, orice cursuri puteți să vă duceți, e foarte, foarte bine să vă îmbunătățiți. Ritor la strict cursurile de adventure, există RAMS 21, școala lui Adi Răduță de la Ciolpani, face și cursuri de motocross enduro, dar și t-ai de adventure. Acolo. T-ai chitanță, da? Unde, unul la Răduță? Unde merge... Ok. Ce, faci cursurile alea gratis, ok, hai că Bartă. E bine. Așa, unde domnul Marius merge urmează cursurile și așa, există și cursuri de adventure acolo și ture mișto de adventure pentru cei care fac cursuri, din câte știu, prin Munții Baiului, pe acolo, pe undeva. Și eu am făcut cursuri de enduro la Adi și de motocross și mi-a plăcut foarte mult, e un profesor excelent, un motociclist, un motocrossist și endurist impecabil și ai foarte multe de învățat de la el. Există Ridex cu Matei Albulescu, instructor BMW. Matei Albulescu? Da. Adică Matei Albulescu de la Porsche? Care a fost la Porsche. Hai de cap, îl știu de o viață. Așa, da. Așa. Adică există... e profesor acum de... Da. Extraordinar. Este... Ce se schimbă lumea, domnule? Apoi există Roadbook Adventure School sau ceva în genul, deci de Feri, adică dacă a lui Feri Fodor. Ok. Așa. Pobreatul ăsta nu mai știu. Așa. Și există și Ioan Tara la Sibiu. Am uitat sincer cum se cheamă școala efectiv, dar dacă îl căutați pe Ioan Google. Tara, Ioan și el Tara, instructor, Google, a devenit instructor BMW odată cu mine, doar că el pe off-road, eu pe on-road. Și el la Sibiu face niște cursuri foarte mișto de adventure. Deci există din ce în ce mai multe opțiuni și vă recomand să le faceți, dacă se poate, pe toate. Te întreabă George Laurențiu, ce discutam mai devreme, ce părere ai despre Loud Pipes Save Lives? Te face o evacuare mai zgomotoasă, mai ușor de observat în oraș? Da, doar după ce treci. Pe scurt, așa, răspunsul scurt și agresiv ar fi baliverne. Da. Răspunsul mai lung, să zicem, e poate exagerat, să nu vreau să mă înjurați foarte tare în comentarii. Stai seama că unii o să ne înjure. Dacă simțiți nevoia, faceți. Liber să o faceți. Am pielea groasă. Dar... ca idee, într-adevăr, ești mai ușor de auzit, nu ca pe vorbă, doar că nu există garanția că vei fi auzit, pentru că dacă omul are geamurile ridicate și muzica dată tare, oricum nu te va auzi. Și din punctul meu de vedere, e poate un pic util, nu în sensul că te vor auzi și probabilitatea de accident va fi neapărat mai mică, ci te vor auzi și poate se vor da la o parte când stai la coadă și așa îți vor face loc poate un pic mai bine, că te vor percepe mai devreme că te apropii. Dar din punctul meu de vedere nu sunt necesare și peste un anumit nivel sunt deranjante și mai degrabă te fac mai probabil să fii înjurat și să devii insuportabil pentru șoferi, să devenim toți, pentru că evident șoferul a zis, bă, motocicliști ăștia, bă, nu vă mai suport. Înțeleg, pentru că dacă ai un copil mic, ai geamul deschis, trec băieții cu șpan 12 minute. Crede-mă, jur, mergeam cu Toyota, într-o după-amiază la ora 6, veneam spre casă și a trecut un băiat cu un Harley pe lângă mine. Bă, două secunde n-am mai judecat. Bă, nu, adică, bă, nu pot, adică, oricât de pasionat aș fi, nu are cum să-ți placă, bă, adică, bă, de la un punct încolo este deranjant și adică, pentru un pasionat. Adică, pentru ce? Pentru ce atâta haos? Adică, și trecem peste. Bun, ce părere are de obținerea permisului la 16 ani, tot el ne întreabă. Personal, cred că muream sigur dacă mă urcam pe motocicletă la 16 ani, la ce filme aveam în cap.
Aici nu există o regulă universală, există unii printre care, să zic, m-aș număra și eu, după cum te știu probabil și tu, la 16 ani cu testosteronul ăla, cu hormonia, probabil nu e cea mai bună idee să-ți iei o motocicletă, dar am cunoscut cazuri și sunt destule cazuri de copii destul de așezați așa și copți pentru vârsta de 16 ani și aici depinde de părinte. Adică dacă tu știi copilul și știi, bă, e agitat îl vezi, ca mine, dacă e genul agitat și e, bă, ăsta dacă ia o motocicletă se înfige în primul stâlp, ce există o soluție și pentru ăștia, dar trebuie să vină de dinainte. Adică știi că ai copilul mai așa, mai impetuos, dă-l la motociclet, du-l la Adi Răduță, la școala de motocross, de când are 5, 7, 8, 9, 10 ani, să se dea acolo să învețe controlul motocicletei, să învețe, băi, aici te distrezi cu motocicleta, aici faci chestii, wheelie-uri și tâmpeni și pe stradă doar ajungi până la școală, te duci la liceu, vrei, te duci la bar, te duci îl va ajuta mult, da. Adică și chiar dacă e impetuos, deja va avea o cu totul altă înțelegere a motociclismului la 16 ani, plus că acum nu prea mai există, înainte când aveam noi 16 ani, să zicem, existau alea de 125 în doi timp pe care dacă le delimitai, și era foarte ușor să le delimitezi, să le bibilești un pic, ele aveau 130 de chile și puteai să le duci la 40 de și ceva de cai. Adică erau rachete pentru cât de mici erau. Eu am vrut scooter, dar nu s-a putut. Și acum nu prea mai există. Acum toate sunt Euro 5, toate sunt de 125 în 4 timp, n-ai ce să le faci să meargă tare, toate au 15 cai, deci în principiu, dacă copilul nu este chiar nebun de-a binelea, va fi ok. Dar aici depinde de părinte, părintele știe, nu cred că există, bă, universal, niciun caz să-i copilului că se omoară cu el, nu există nici la fel, domne, ia-i că sigur va fi ok. Depinde de la caz la caz. Să zicem, eu pe fiul meu l-aș lăsa sau îl voi lăsa dacă va vrea, când va avea 16 ani, acum are 11. Și acum merge pe motocicletă. Și merge de ceva ani pe motocicletă, dar evident, în cadrul organizat, circuit, motocross și așa mai departe. Și aș avea încredere la 16 ani și știindu-l că când știe că există realmente un pericol, se temperează. Dar și știind că, ok, la 16 ani va avea deja niște ani de mers pe motocicletă pe pistă, adică va avea un control al motocicletei ca lumea va fi și va înțelege în trafic unde e distracția și unde e mersul din punctul A în punctul B ca să ajungi unde e treaba. Adică la 16 ani probabil va vrea să întâlnească cu prietenii lui, nu neapărat să rupă în două virajele pe cheia. S-au schimbat generațiile. S-au schimbat plus, generațiile. Exact. Acum, în încheiere, spun o poveste legată de chestia asta, cu un băiat pasionat de mașini, care în garajul lui se număra un număr extraordinar de mașini de colecție. Și a făcut băiatul 18 ani și la petrecere, era vino tati cu mine, hai să-ți arăt. Și l-a luat în garaj, puf, a deschis, mi se face pe găină, a deschis ușile așa și a zis, tăticule, la 18 ani acum pentru tine, orice mașină vrei de aici e a ta. Bă, oricare, deci nu mai există ca aia, ca oricare e a ta. Și fiul i-a zis, bă, tăticule, pare rău să zic, dar eu merg cu Uber, mie nu trebuie, adică n-am nevoie de chestia asta. Păi grijă cu ea, cu unde o parchez, cu aia, bordura, e joasă, nu-mi trebuie, înțelegi? Eu merg cu Uber, a nebunit omul, bă, a nebunit, copilul meu e homosexual, îmi plac mașinile, nu. S-au schimbat generațiile, sunt mai deștepți, cum și noi am fost mai deștepți decât părinții noștri, nu în toate cazurile, așa, și generațiile se dezvoltă și cu siguranță nu mai au pornirile astea pe care le aveam noi. Eu nu le-am înțeles, probabil că n-am avut când eram mici, nu știu, habar n-am. Dar vreau să te întreb acum, pe final, de unde a plecat la tine pasiunea pentru motocicletă? Că și eu sunt pasionat de motociclete, dar prefer mașina. Da. Și prin simplul fapt că nu mă pot stăpâni și prin simplul fapt că mi se pare mai safe și mi se pare mai confortabil și am toate condițiile și mai acolo. Și mai ușor să faci niște măgării mai fac fără niște săriști așa de mult. Și fac și măgării și vorbesc cu oameni în mașină și car și chestii. Și, adică tu ești genul de motociclist, știi? Nu ești, știi? Să știi că la mine e fix invers. Adică și eu sunt pasionat foarte mult de mașini, dar prefer motocicleta. Păi asta zic, dar au început la oaltă și sunt și acum așa strâns legate. Sunt pasionat de orice are roți și motor și vârie și hârie și așa. Inclusiv camioane îmi plac. Am făcut școala de camion. Da, și eu. Dar n-am apucat nici până ziua de azi să dau examenul. Ce uși eu am. Dar degeaba, n-am mers cu tir, n-am mers niciodată. Și o discuție lungă. Și de mic, cred că de la taică meu vine, mic în anii 80 aveam Almanah Auto, unde erau și mașini și motociclete. Mă uitam, citeam, le învățasem pe toate. Ce mașini, deși în comunism nu prea, pe stradă nu vedeai decât Daci, Volga și Allseed și Lada. Dar vedeam în Ferrari-uri, Dodge, Chrysler, Mitsubishi, nebunii, așa le învățasem pe toate.
Și pe măsură ce am avansat așa în vârstă, îmi plăceau din ce în ce mai mult și mașinile. Adică la exact ce vorbeam mai devreme, da, înainte să începem filmarea, da, că acum niște ani știam toate. Da. Și acum dacă toate mă întreb mașinile din 1998, da, le știu pe și toate și eu. Ce motorizări aveau, câți cai, tot. Da, da. Toate mașinile care existau atunci. Astea nu le mai știu că n-am mai păstrat contactul. Ei, am început cu mașini, am intrat... Am făcut facultatea de autovehicule rutiere, am lucrat în domeniul auto, am lucrat la revista auto, dar pe parcurs mi-am dat seama, stai că mi-am adus aminte, băi, îmi plac foarte mult și motocicletele, aveam și reviste cu motociclete, eram super pasionat și mi-am luat permisul, mi-am luat motocicletă, mi-am dat seama că e mai mișto decât mașina, în sensul că, adică inițial mi se părea, mamă, merge mai tare. Și într-adevăr, adică o motocicletă de 2000 de euro mergea ca o mașină de 100.000 de euro. Da, corect. Dar mai presus de atât mi-am dat seama, cu o motocicletă ai o altă senzație. Adică și cu cea mai, o motocicletă de 45 de cai cu care te duci, uite, într-o zi asta, cum e acum însorită, pleci de aici de la OMV, te plimbi așa încolo către centură și te mai duci în niște sate. Da. Respectând legea, adică la viteza legală. Da. Te simți mișto, te simți bine, te simți într-un fel în care nu te simți în aproape nicio mașină, poate doar într-o mașină, nu știu, într-o Alfa Romeo, Spider 1972 sau... Ai un feeling, ai ceva, ai o senzație, chiar și în cea mai banală Honda, simplă, Bandit, medie... Suzuki Bandit. Suzuki Bandit. Da. Te am avut eu un Suzuki Bandit și de aia mi s-a părut cea mai... Nimic, motocicletă. Cea mai neutră. Cea mai neutră. Bandit, da? Și cu aia senzația Dar era și mișto, cu aia senzația este foarte mișto. Și de acolo am aprofundat chestia asta. Mașinile au devenit așa un pic în planul 2, dar îmi plac în continuare. Dacă aș avea, nu știu, bani și timp și așa, un garaj foarte mare. De mașini? Aș pot să-ți dau acum o listă de mașini. Și el ar zice, știi ce? Trotineta motocicletă, da, sau ceva așa. Deci o colecție de mașini și de motociclete, așa, nu știu, 50 de mașini, pot să le zic acum așa, fără să mai uit pe acolo, Google pe listă, să-mi aduc aminte, și 50 de motociclete. Dar motocicletele mi se par așa, mai de suflet. Mașinile, există mașini de suflet, dar cum spuneam, sunt pe alea, Ferrari-urile, 2, Porsche-urile, clasicele din 1968, îmi plac aproape la fel de mult ca motocicletele. Dar o mașină, nu știu, Ford Focus Break pe care l-am, e o mașină care mă duce din punctul A în punctul B, nu mă plouă în ea, face cald când e frig, frig când e cald. Bun. Și n-are cum să mă miște, cum m-ar mișca chiar și eu, nu știu, Vespa 125, care dă, e ceva acolo. E... Am înțeles. Deci ești motociclist 100%. Nu știi de unde până unde a plecat. Din familie, în principiu, dar adică din familie a venit pasiunea și de moto și de mașini. Și mașinile erau predominante o vreme și acum motociclete au devenit predominante, dar n-am uitat mașinile nici până acum. Și, mă rog, acum trendul este să mergem cu electrice, să mergem cu alea care se conduc singure. Sper să n-ajungem prea curând acolo. Ai mers cu motocicletă electrică? Am mers. Da? Și culmea mi-a plăcut. Cel mai mult mi-a plăcut cu BMW-ul ăsta CE04, scuterul electric, și îți recomand să încerci. Da, o să încerc. N-am zis cu nimic. Este incredibil. Nu contest. Din perspectiva scepticului, zic, adică eu m-am uitat, electric, nu s-aude, nu face. L-am luat așa, hai să-mi confirm că e nașpa. Ok. Cum mai ești câteodată, sigur nu o să-mi placă asta și te sui cu gândul, hai să, să văd ce, să o critic, să văd ce nu-mi place la chestia asta. Păi și nu prea găseam, adică trage, pe lângă că trage extrem de tare, ca cum e și la test, toate astea electrice cu cuplu de la răspuns zero instant. Rotații pe un răspuns instant, zbang, pleacă la 60 și ajungi instantaneu, adică îți lungește mâinile, zici că ești cu Hayabusa, se domolește, după 60-70 devii la regimul normal așa, dar... Ce este fascinant e cum te conectezi la el, cât de mișto e senzația, cât de frumos se dozează accelerația printre mașini, poți să te bagi așa finuț, să controlezi bine, frânele dozabile, deci totul așa plus că arată într-un fel, te simți într-un fel, adică e un pic de eveniment și faptul că nu se aude, de fapt e mișto într-un fel pentru că te conectezi mai bine la ce e în jurul tău, adică nu mai auzi chestia auzi ce e în jurul tău și parcă ești mai aware, așa, mai conștient de tot ce se întâmplă în jurul tău, mai conectat, mai... E foarte, foarte, foarte tare experiența și e, știi că acum cred bănuiesc că și la mașini electrice la fel, programe din astea se fac reduceri de la stat, se dau prime, au și la... Și scuterul ăsta rezultă la vreo 6.000 și ceva de euro. Când primești primele alea și toate alea. Tot ce e descăzut. 6.000 ceva de euro, nu te costă mai nimic să rulezi, arată ca din filme și merge într-un fel. Da. Deci, adică dacă m-ai fi întrebat acum 2 ani ce părere am despre motociclete, aș fi zis, nu, satana, să n-aud, să așa,
Acum deja am ciulit un pic urechile și înțeleg rostul, dar în continuare cred că deocamdată, cel puțin, sunt pentru oraș și zonele limitrofe. Adică da, nu doar pentru oraș. Îți iei motocicletă electrică da, și mă duc duci, la Baia da, Mare. Faci tururi. Nu, poți nu, să faci, nu are autonomie da, pentru nu asta. E prea nevoie, e prea complicat. Logistic nu prea are sens. Eu mă uitam la băieții ăștia, la Moto E, știi? Nu știu dacă mai, da. Nu, se mai ține, da, oare ține, Moto E? Da, da, da. Da. Și vedeam cât mai grele motoretele, știi, astea da, electrice, mult mai, grele. Mult mai grele. Și eu mă gândeam totuși că ar putea, adică și la motocicleta convențională ai un motor, un rezervor, da. Un, adică se pun și acolo da. Niște chile. Mă gândeam că venind electric, poate, știi, centrul de greutate mai jos, poate. Probabil că, trebuie să mai, probabil că trebuie să mai evolueze da. Treaba, știi, dar dacă motocicleta asta electrică o să devină și mai ușoară decât asta convențională. Dar sincer, nici greutatea nu e problemă, pentru că greutatea la motocicletă, dacă e plasată unde trebuie, adică dacă ai centru de greutate unde trebuie și ai, să zicem, un minim de tehnică de a merge pe motocicletă, greutatea nu mai contează decât dacă vrei să o ridici de jos sau să okay. pui mâna pe ea, să o ridici da. Deasupra capului. Da. De asta da. Nici cu o motocicletă da. Ușoară nu o să faci. Da. Mai la motocicletă e mai important așa, cum se simte, dacă îți dă feeling-ul mișto, dacă e chestia la care te aștepți să fie că motocicletă, ți-o iei ca să fie mișto, să ai feeling-ul ăla de care ziceam, să te simți într-un fel pe ea da. Un pic. Și să aibă sens așa, logistic, la modul să poți să mergi de acolo până acolo fără să ai nevoie să te oprești 45 de minute, să alimentezi la o priză între... Da, aia ar fi probleme, dar alea de Moto E sunt surprinzătoare că merg, pentru că sunt de grele 250 și de chile, merg tare, adică timpii pe care îi fac sunt cam similar cu alea de la Moto 3 care au 70 de chile bucata, evident, alea neavând puterea da, asta. Da, da. Dar da, sunt pe acolo. Performanțele sunt acolo, doar că e problema asta cu autonomia, cu bateriile, cu așa, cu dacă iau foc, e o problemă că nu pot să mai sting. Stinsul, da. Da. Ce vrei, nu se poate dar să ai nu mai avantaje. E la început tehnologia la asta început. Și zic că nu va ajunge prea curând la nivelul la care să zicem, bă, mergem la Brașov cu motocicleta electrică. Să sperăm că o să rămână așa și fie cine vrea să nu polueze, să nu polueze și cine vrea să polueze, polueze. Adică aș vrea să... Sună egoist, da, dar... aș vrea să avem de ales. De... aș vrea să avem de ales. Acum, în încheierii, da. Da? Spune-mi ce planuri ai tu pentru anul ăsta ca și cursuri la Rider Academy. Cam câte sunt, dacă sunt locuri, planuri mari, asta e bine. Asta e bine. E așa, parcă în fiecare an facem din ce în ce mai multe cursuri, sunt din ce în ce mai mulți doritori, se okay. duce vorba așa și oamenii fiind mulțumiți mai vin, mai revin. Și eu am fost mulțumit, adică și eu aș mai veni să fac același curs numai ca să mă dau, adică crede-mă, nu, adică nu zic, știi? Da. Aș veni să mă dau da. Doar așa, ca să am un weekend unde știu că merg. Păi, programul cursurilor este pe rider-academy.ro pe site-ul nostru, acolo okay. este și un număr unde să apelezi să te mai lămurești da, dacă ai nevoie de lămuriri, e da. Și adresă de mail și este și un program al cursurilor unde poți să-ți rezervi și să zici, ok, vreau da. Cursul în data de 7 mai la București. Care se ține la și dai înscrie, care se ține la... te înscrie acolo pe site și noi primim automat un mail, începem să te contactăm, ok, uite, deci vii atunci, îți trebuie aia și de acolo ne descurcăm. O să am o mulțime de cursuri și aici la București, level 1, unde ți-am zis mm-hmm. în poligon acolo la ieșirea spre Pitești. O să am destule cursuri și la Adâncata, la Motor Park. Chiar următoarea săptămână o să am vreo două, unul înainte de etapă și unul după etapă la Moto RC. O să stau 5 zile consecutiv la circuit. O să am cursuri la Târgu Secuiesc și level 1 și level 2. Și apoi vedem ce mai inventăm pe lângă astea. Nu mai sunt circuite, nu prea. Dar există la Transilvania Motor Ring, suntem da. În niște discuții, da, poate ajungem și pe acolo. Că e prea aproape, că parapetul, că nu știu, dar bine, pentru la curse, într-adevăr, pentru curse da, nu pentru e curse, ok, nu, dar pentru cursuri da. E, da, la urmă, poate, e da. Mult mai safe decât pe stradă. Corect, adică și acolo. Clar, și circuitul clar. E foarte mișto desenat, paddock-ul e foarte mișto, adică circuitul are o infrastructură pe lângă el excelent făcută. Tare. Mă bucur. Îți mulțumesc că ți-ai făcut timp, că suntem cu Paștele. Cu... Îți mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag. Eu consider că e utilă pentru sper, oamenii sper să din fie trafic. Utilă, puștii plăcută. Ăștia care mai inteligenți decât noi vin și absorb informațiile și știu ce să facă cu ele, nu ca noi. Lem. Da? Și dacă vi s-a părut fan, util și așa mai departe, puteți să dați share, să vadă și alții. Iar butonul de subscribe e acolo ca voi să fiți notificați de fiecare dată când noi postăm un material. Atât. Hai, Marius, că te-a luat somnul.